Așa cum v-am obișnuit, în fiecare joi vă facem recomandări literare în cadrul rubricii Bun de Citit. Astăzi, recomandarea vine din partea unui tânăr jurnalist nominalizat recent la categoria mass media în cadrul Galei 10 pentru Giurgiu. Este vorba despre Bogdan Vladu. În limba română au apărut până acum 7 romane. Toate sunt foarte, foarte, foarte bune. Se vor convinge cititorii de acest lucru. Tema principală abordată de acest autor este basmul. Povestește foarte, foarte bine, are un umor debordant. Caută în mitologiile popoarelor, în două dintre romanele sale se face referire chiar și la România, deci sunt niște personaje foarte interesante pe care cititorii le pot afla din paginile acestor cărți. Sunt basme moderne, sunt, am spus, cu foarte mult umor, cu multă pasiune și o muncă de cercetare laborioasă. Este un autor care merită citit, după părerea mea. Având în vedere că oferta este una extrem de bogată, Bogdan Vladu ne recomandă să începem seria lecturilor semnate de Gaiman cu basmul modern Nicăieri. Este o poveste în poveste, o povestire în ramă, știi cum învățam noi la Sadoveanu la școală. Se petrece acțiunea undeva în Londra, în Londra secolului 21, însă ulterior, prin planuri paralele, ajungem undeva în sfârșit de secolul 19. Istorie, știință, civilizație, cărți de specialitate, dar nu în ultimul rând nemuritoarele cărți de dragoste. Un întreg univers îl puteți țese în jurul lecturii. Nu uitați să citiți!